Tentativa lui Vyacheslav Platon de a corupe angajații batalionului Pantera în timp ce se afla în închisoare a fost analizată astăzi la judecătoria Chișinău. Magistrații au examinat probele, inclusiv înregistrările audio-video anterior date dispărute. Platon a fugit din Republica Moldova în Marea Britanie și este judecat în lipsă. Ședința a fost publică, iar avocații lui Vyacheslav Platon s-au făcut din nou remarcați. Procuratura va face un comunicat de presă, cum interpretează ei aceste înregistrări. Partea părerii va invoca altmor, pentru că noi susținem că aceste înregistrări demonstrează nevinovăția lui Platon Vyacheslav, dar în situația dată, doar prin efectuarea înregistrărilor video-audio de către mass media, fiecare om va analiza și va conștientiza dacă Platon Vyacheslav este vinovat sau nu este vinovat. Ce probe care astăzi din originale va să că nu pot fi date publicului? Judecătorul a respins cererea avocaților și a continuat cu examinarea probelor. Acestea ar demonstra că în 2016, în timp ce se afla în detenție, Vyacheslav Platon le-ar fi promis mascaților apartamente în Chișinău, automobile sau câte 5.000 de euro pentru a-i permite lucruri interzise de lege. Nu, acum nu fac niciun comentariu. V-am explicat. Aceste probe urmau să fie prezentate la începutul lunii mai, dar au fost rătăcite. La sfârșitul lunii au fost regăsite în camera de păstrare a corpurilor delicte din judecătorie. Avocații lui Platon resping toate acuzațiile și susțin că au făcut propria expertiză a probelor în Federația Rusă. A fost citit stenograma care a efectuat-o experții Centrului Național al Anticorupției și unde toate cuvintele singura s-au auzit astăzi cum nu se deslușește. Demonstrează cu totul altceva decât ceea ce e incriminat că dumnealui ar fi propus mijloace bănești. Era doar o glumă. O nouă ședință de judecată va avea loc pe 8 iunie și vor fi audiați mai mulți martori în ședință închisă în condiții speciale. Reamintim că în 2016 judecătoria Chișinău l-a condamnat pe Vyacheslav Platon la 12 ani de închisoare pentru tentativă de escrocherie și coruperea ofițerilor de la detașamentul cu destinație specială Pantera. 4 ani mai târziu, în 2020, Curtea de Apel Chișinău a anulat sentința și a trimis dosarul la rejudecare. Ședințele se desfășoară în lipsa lui Platon, care a fugit din Republica Moldova în vara anului 2021.